Fiecare dintre noi are dreptul la alegere, cel puțin asta credem și asta facem, nu? Fiecare dintre noi are posibilitatea să studieze ce își dorește și nu contează acum vârsta. Poți învăța orice la orice vârstă și inclusiv poți merge la facultate la orice vârstă. Dar nu poți merge într-un schimb de studii în Statele Unite ale Americii prin programul Flex dacă ești mai mare decât 2005, dar din păcate dacă deja ești din 2004. Sau bine, vârsta s-a schimbat de fapt, acum alții sunt anii. Aflăm noi în câteva secunde care sunt anii. 2005 era acum câțiva ani, da. Lucrurile se mai modifică de la an la an, iar eu am rămas prizonier în trecut. În această dimineață, Doina State, reprezentant Flex Moldova, aici alături de noi. Bună dimineața, bine ai venit. Bună dimineața, bine m-am găsit. Alături de Doina este Daniela Armano, absolventă Flex Moldova. Bună dimineața. Și Alexandrina Cucoș, la fel absolventă Flex. Bună dimineața. Bună dimineața. Care este vârsta acum, ca să subliniez? Acum pentru programul Flex sunt exact eligibili elevii care își fac studiile în Republica Moldova în clasa 9, 10, 11, născuți în perioada 1 ianuarie 2006, 15 iulie 2008. Aia cu 2005, gata, stop, alarmă falsă, vă opriți, nu mai ieșiți din casă acum să mergeți la programul Flex. Fetelor, voi ați fost în Statele Unite ale Americii. Doina, la fel ai fost în Statele Unite ale Americii? Am fost, dar nu cu programul Flex. Nu cu programul Flex. Uh-huh. Eu am fost, apropo, în programul Flex. Una dintre cerințe este să nu fi trăit mai mult de 3 luni în Statele Unite anterior, în ultimii 5 ani, dacă nu greșesc. Da, de pentru ce? Că pot apărea dificultăți în deschiderea vizei J1. Am înțeles. Vizei aici doar este problema din punct de vedere tehnic, da, în momentul în care se deschide viza. Cum a fost în state? A fost minunat. Eu am avut parte de o experiență tare super de a cunoaște America exact așa cum este în filme. De fapt, în filme este o mică parte din ceea ce reprezintă Statele Unite cu adevărat. Am fost plasat în statul Texas, care este, se socoate, al doilea cel mai mare stat din America. De fapt, americanii spun că Texas este America aparte, la cât de uriaș este. Am avut posibilitatea să învățăm într-o școală, să învăț într-o școală uriașă de 3000 de elevi, care de fapt sunt doar clasa 10, 11 și a 12. Am avut foarte mulți prieteni americani, familie bine, americane 3, adevărate. 3000 de persoane, îmi dau seama că îți faci prieteni, ai de unde alege. Adevărat, adevărat. Și foarte mulți dintre elevii americani, de fapt majoritatea, sunt tare deschiși spre a te cunoaște, pentru că tu ești în altă țară, ești de pe alt continent și tot se întreabă de unde tu ești, cum este la voi, cum voi trăiți, dar la voi există așa lucruri ca la noi? De fapt, ești foarte puțin despre Europa. Despre Europa per general. Per general. Da, probabil nu cunosc despre Paris sau Tour de France, Tour Eiffel și așa mai departe. Și știu despre lucrurile cumva mai cunoscute la nivel mondial din Europa. Cum a fost în cazul tău? După cum a spus și Alexandrina, la mine tot a fost foarte, foarte bine. Am trăit în nord-vestul Statelor Unite, în statul Washington. Școala mea, în schimb, nu a fost atât de mare, eram doar 600 de elevi. În schimb, eram foarte mulți studenți de schimb, eram cam 30. Și am reușit să îmi fac prieteni destul de mulți, cel puțin printre studenții schimb. La fel, mi-a plăcut foarte mult faptul că în școli elevii nu se bazează doar pe învățătură. Ei au foarte multe activități extracurriculare, se implică în sporturi și atmosfera e una specială, din nedescris. Elevii de clasa 9, 10 și 11 au posibilitatea și în acest an să aplice la acest program Flex. Cât de multe persoane au posibilitatea să ajungă în Statele Unite? Există o cifră exactă a numărului de tineri sau nu? Cifra oscilează în jurul a 50 de persoane. Anul trecut, de fapt anul ăsta, au mers în state 40 și un pic de finaliști. Dar, nu știu, vedem. De la caz la caz, de la an la an, și aici contează foarte mult și câte aplicări sunt. Pentru da, că și foarte important este că aplicările mai durează până pe data de 13 octombrie. Deci după 13, respectiv 14, nimeni deja nu o să mai poată aplica pentru programul Flex și nu o să poată să beneficieze de bursa asta. În cazul în care aș fi născut după data de 1 ianuarie 2006, aș aplica, aș cunoaște limba engleză, nu aș fi fost în Statele Unite ale Americii pentru o perioadă mai lungă de 3 luni și aș fi cetățean al Republicii Moldova, pot să aplic. Când aflu răspunsul final? Răspunsul final se află, deci sunt mai multe etape de selecție. Etapa finală va fi în aprilie-mai anul viitor. Deci atunci finalistul află că merge, că este finalist mai întâi și că urmează să meargă în state. Acum se aplică pentru anul de studii viitor, 2023-2024. Da. Și cei din clasa 11 vor avea posibilitatea atunci când vor fi a 12 să meargă? Desigur. Pentru ce perioadă?
Pentru 9 luni, pentru un an academic. Pentru un an academic. Și ulterior revine pentru bacalaureat. Da, așa, iată așa a făcut și Alexandrina. Cum a fost? A fost dificil, dar experiența chiar a meritat. Pentru că ceea ce se învață în state și se învață în Republica Moldova este foarte diferit. Astfel am avut nevoie de lecții adăugătoare. În timp ce făceam școală în state, mai făceam și adăugători pentru Moldova. Online, absolut. Făceam teme, mai studiam de sine stătător, astfel ca să dau bacul cu succes. Dar au fost lucruri pe care le-ați învățat voi în Statele Unite și ați dorit să le implementați aici, astfel încât toți tineri de aici să poată să studieze, nu știu, o anumită materie sau o anumită abordare a materiilor? Mie mi-a plăcut foarte mult faptul că elevii pot alege ce pot studia ei, ce obiecte pot studia. Cred că asta ar fi ceva ce ar fi bine să implementăm la noi în țară, pentru că avem atât de multe materii și elevii se focusează doar pe... Cele de bacalaureat, în mod special, exact. În clasele de liceu. Exact. Și ar fi bine ca să ne focusăm pe ceea ce ne place, pentru că, până la urmă, asta o să facem în viață. Bine, da. Altceva? Poate vrei să adaugi ceva? Și tare am apreciat că pun bază pe activitățile extra curs, astfel, după ce termin tu lecțiile la ora 3, tu până la ora 5-6 încă ești în școală, astfel poți pune cert că elevii au implicat în viața de școală 12 din 24, astfel să țin elevii ocupați. E o dezvoltare multilaterală, pentru că ai și alte activități, nu te rezumi doar la materia aia pe care o înveți la școală. Ce obțin în urma programului Flex cei care aplică și cei care participă? Obțin experiența asta uimitoare și frumoasă și foarte utilă pentru viața de mai apoi. După asta, ei se desemnează cu un certificat prin care ei sunt absolvenți ai Departamentului de Stat al SUA. Perfect. Pentru că programul este absolut gratuit, este finanțat de Departamentul de Stat, de Guvernul Statelor Unite. Bine, acolo era menționat în tot ce însemna informații despre programul Flex. Sunt anumite cheltuieli pe care nu și le asumă, dar astea țin de cheltuielile voastre, fiecăruia în parte, atunci când ajungeți în Statele Unite ale Americii și aveți nevoie de ceva extra pentru propriile distracții. Ai spus că în America a fost exact ca în filme. S-a lovit cineva pe scări, nas în nas, știi, ca în filmele astea romantice, stil american de Hollywood și cărțile cad pe jos, sau cum e? Pentru că vreau să înțeleg de ce e ca în filme. Ca în filme, anume în ceea ce ține de sporturi, pentru că chiar multă sunt... activitate. Absolut, și mult cheerleader, cheerleading și foarte mulți fotbaliști americani. Nu am făcut cheerleading, eu am fost, din sporturi am făcut, am fost în echipa de alergători a școlii. Nice. Și basket, volei, așa numit tenis de câmp, tenis de masă. Adică exact așa cum se arată în film, că ei câștigă, este competitiv și... Vine multă lume la stadion să chiar urmărească. Chiar vine foarte multă și sunt niște stadioane uriașe. Pentru fiecare școală. Bine, pentru școlile mai mari îmi dau seama că sunt mai mari stadioanele, pentru școlile mai mici, deja respectiv mai mici, dar din ce am înțeles eu, ei de fapt sunt implicați cu toții, indiferent dacă au activitatea propriu-zisă sau vin doar să susțină. Asta e, chiar toți vin și susțin. De o statistică spune că peste 60% din elevi sunt implicați în sporturi, dar restul chiar sunt destul de receptivi și chiar vin și susțin și se bucur pentru tine și te felicită la urmă și te îmbrățișează, sunt foarte, foarte deschiși. Tot în filme se arată că ar fi foarte greu de învățat materia asta. E adevărat sau nu? Pentru mine cel puțin a fost destul de ușor. Nu cred că a fost foarte dificil nici pentru ceilalți studenți de la noi din țară care au plecat acolo. Cred că la noi e un pic mai dificil pentru că avem mult mai multe materii. Ei nu au bacalaureat, e mult mai ușor. E simplu. Da, e mult mai simplu. Ei nu au bacalaureatul și cum se încheie anul de studii? Trebuie să ai un anumit număr de credite, așa le numesc. Okay. Ei. Și la final este un test care se cheamă SAT și el este ca o cărțulie așa mai grosoță și este împărțit în două. Ceea ce țin de literatură și ceea ce țin de matematică. Și deja depinde foarte mult de ce punctaj tu iei la acest test, deja poți să intri la universitate cu bursă sau deja, dacă ai un credit mai mic, deja trebuie să achizi taxe. Avem așa un material video pe care îl vedem în aceste momente, cu revenirea acasă, probabil după 9 luni de studii. În aceste 9 luni, în cazul în care îți dorești să revii acasă, poți să o faci? Poți să o faci, dar nu o să mai fii considerat absolvent al Departamentului de Stat. Dar pentru o perioadă scurtă, gen pentru sărbătorile de iarnă? Nu. Sau... A, nu poți. Nu poți. Astea 9 luni ești în deplasare, cumva? Da, pentru... ești acolo, implicat acolo, integrat în comunitatea americană, încerci să acumulezi experiență internațională ca student de schimb academic și cultural. Doar în cazuri extreme, probabil, unii se întorc acasă și se întâmplă rar acest lucru.
Astăzi avem două domnișoare aici lângă noi și probabil în ultimii ani, de fiecare dată când am discutat despre programul Flex, în mare parte au fost persoane de gen feminin. Sunt și bărbați sau băieți, da, care participă? Sigur. Desigur, sunt și bărbați, dar probabil că au dificultăți cu trezitul dimineața. Nu, avem și băieți, desigur. Anul ăsta avem 36 de absolvenți ai programului care au revenit și care au avut parte de o experiență frumoasă în state. Desigur, și băieți printre fete. Da, voi, apropo, în urma acestui studiu, aveți mai multă șansă pentru a merge și la facultate în Statele Unite ale Americii. Ați încercat să mergeți acolo? Ați depus actele sau care este situația? Eu am aplicat doar din curiozitate, am aplicat la două universități, am fost acceptată la ambele, însă am decis să revin la noi în țară, pentru că evident și costurile ca să pleci acolo sunt destul de mari. Ei mi-au oferit bursă doar 50%, respectiv am ales să vin aici pentru că cred că mi-era și foarte dor de casă și cred că lucrurile se pot implementa și la noi în țară. Ce avem noi bun comparativ cu sistemul educațional din Statele Unite ale Americii? Noi avem disciplină și avem perseverență. Pentru că foarte des elevii în state, dacă observă că este un pic mai dificil, renunță. Foarte puțini sunt care totuși luptă. Și, pentru că eu când am mers acolo și am început să mereu scriam și aveam note bune, foarte mulți m-au întrebat, dar tu ești deșteaptă? Și era o întrebare retorică sau da. Și eu, pentru că ei nu sunt deprinși totuși să depun un pic mai mult efort. La noi acasă însă și este altfel. Elevii totuși învață, toți încearcă, toți se străduie și profesorii ne motivează în așa mod ca noi să totuși să reușim, și cât de puțin, dar totuși să reușim să obținem rezultate. Cât de important este să avem și experiența unor alte țări și să vedem cum arată sistemul și de acolo, desigur să luăm ce avem noi mai bun, ceea ce din aurea menționat, să combinăm cu ce au ei mai buni și la un moment dat să avem noi un sistem mult mai bun. Vă mulțumesc mult că ați venit în această dimineață. Vă mulțumim mult. Până data de 13. Până la data de 13 octombrie, aplicanții mai pot depune cererea asta de înscriere la program. Mult succes celor care vor să ajungă în state pentru 9 luni și pentru a face poate acele studii pe care le-ați visat până acum. Desigur, poate fi experiența vieții voastre de până acum, așa că puteți să aplicați și nu uitați să fiți născuți după data de 1 ianuarie 2006, să cunoașteți limba engleză, să nu fi fost în Statele Unite ale Americii pentru ultimele 3 luni, pentru 3 luni de fapt în ultimii 5 ani și desigur să fiți cetățean al Republicii Moldova. Eu vă invit să rămâneți aproape, alături de Bună Dimineața. Noi nu plecăm nicăieri, rămânem lângă dumneavoastră.